Tusea convulsivă, cunoscută și sub numele de tuse măgărească, poate să producă complicații severe, afectând mai ales sugarii și copiii mici. Dar poate fi periculoasă și pentru adulți și vârstnici, în special pentru cei cu un sistem imunitar slăbit sau nevaccinați. Boala se transmite pe calea aeriană, prin tuse strănut sau secreții nazale. Persoanele infectate sunt contagioase până la 4 săptămâni de la debutul tusei. Chiar dacă nu putem vorbi de o epidemie de cazuri de tuse convulsivă, numărul mare de pacienți care au ajuns la camera de gardă reprezintă un semnal de alarmă. Din păcate, boli care aveau un număr redus de cazuri în trecut au început să reapară, spune profesor doctor Voichița Lăzărescu, medic primar boli infecțioase Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș Timișoara. Boala debutează cu simptome asemănătoare unei răceli normale, cu febră moderată, rinoree și tuse uscată zi și noapte. Urmează apariția unor crize severe de tuse convulsivă, cu un zgomot intens respirator, iar pacienții simt că se sufocă. Acest Acestea sunt adesea însoțite de vărsături, iar în ultima fază a bolii, accesele de tuse devin mai rare, dar continuă să persiste. În total, tusea poate dura chiar și 8 săptămâni. De asemenea, tratamentul implică administrarea de antibiotice care fac posibilă scăderea perioadei de infecțiozitate. Totodată, pacienții care prezintă astfel de simptome sunt rugați să se prezinte medicului de specialitate.